Avem cvorum, oare? Bună ziua, bună ziua tuturor, mă auziți? Bună ziua, mă auziți, oare? Bună ziua, stimați colegi, am așteptat puțin să verificăm cvorumul. Suntem în cvorum, cred că putem de îndată să începem. E în regulă cu prezența? La cine? Bun, hai să... Bună ziua tuturor, încă o dată. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile legale, prin dispoziția numărul 166 din 23 aprilie 2024, am convocat pentru astăzi ședința ordinară, data de 29 aprilie 2024, pentru ora 11. Convocarea dumneavoastră s-a făcut în scris, prin mijloace electronice și telefonic. Ca de fiecare dată, vă propun să începem ședința de Consiliu Județean cu intonarea imnului național. Vă propun să trecem la înregistrarea prezenței prezenței dumneavoastră pentru verificarea cvorumului necesar pentru ca această ședință să fie legal constituită. Vă rog să pregătiți înregistrarea prezenței colegilor. Vă rugăm să vă registrați. Înregistrarea s-a încheiat. Consultând înregistrarea prezenței, constat că din totalul celor 36 de membri în funcție care compun Consiliul Județean, sunt prezenți 34 de membri. 34? 35, înseamnă că cineva nu... Domnule președinte Horea Chirtea, sunt, cred că mie nu s-a înregistrat prezența. Verificăm acum. Verificăm să verificați, mulțumesc. Între 34 este sau nu? Da, vă înregistrăm prezent, într-adevăr nu apăreți. 35 prezența, sunt prezenți 35 de membri, fiind astfel asigurată prezența majorității consilieri județeni în funcție, astfel ca această ședință să se desfășoare legal. Înainte de a discuta despre ordinea de zi de astăzi, îi supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 martie 2024. Vă rugăm să votați.
Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Cu privire la proiectul ordinii de zi de astăzi, propun propun suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâri 16A și 16B, care v-au fost trimise tuturor pe e-mail. În acest sens, supun la vot suplimentarea proiectelor de ordine de zi cu aceste două puncte. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...35 de voturi pentru suplimentarea ordinii de zi. Supun la vot proiectul ordinii de zi cu aceste completări anunțate și aprobate deja de către dumneavoastră. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...34 de voturi pentru aprobarea ordinii de zi. Ca atare putem parcurge punctele prevăzute și completate cu această suplimentare. Înainte de a intra în dezbaterea punctelor, v-aș ruga dacă sunt situații de conflicte de interese sau alte situații pe care doriți să le aduceți la cunoștința colegilor, vă rog să interveniți acum. Nu o să particip la dezbatere și la vot la proiectul numărul 6 și 9. Mulțumesc. Bună ziua, Călin Tuluc. Nu particip la dezbatere și la vot la proiectul numărul 12. Laura Chiorian. Nu particip la dezbatere și la vot la punctele numărul 6, 7, 8 și 12 de pe ordinea de zi. Bună ziua, Reșeva, sunt, nu particip la vot la punctele 7 și 9. Bună ziua, Ghezontor, sunt și nu particip la vot și dezbatere la numărul 7 și 9. Dacă mai sunt intervenții, sper să mai rămânem și colegi care se poată vota, că albinteri nu o să mai putem aloca către primar banii în viitor. Dacă mai sunt intervenții, vă rog. Bun. Am reținut sau înregistrat luările noastre de poziție pentru fiecare punct. Sper să reușim să alocăm. Vom vedea la momentul potrivit când vom ajunge la cele proiecte. Vă propun să derulăm punctele înscrise pe ordinea de zi de astăzi, respectiv cu proiectul numărul 1. Proiectul numărul 1 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Abrodan Traian. Comisia numărul 1, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte, Comisia numărul 1, aveți să vă rog.
Urmează să parcurgem procedura, dar prima dată supun votului dumneavoastră, scuzați-mă. Dacă sunt discuții la acest punct, dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul cu mențiunea că este vot secret. Vă rugăm să votați. Ceva nu e în ordine, nu? Este proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public a județului Cluj a trei posturi. Ceva nu e bine. Nu este în regulă. Proiectul numărul 1 este ceea ce v-am citit eu. Da, dar pe ecran a apărut altceva. Ei, am vrut să vă verificăm dacă citiți proiectele. Da, e o eroare la noi, sigur. Mulțumim de grijă acordată. Exact. Haideți să vedem și acum dacă e bine. Deci, repet, proiect de hotărâre privind constatarea cetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Aprodan Traian. Acesta este proiectul despre care discutăm. Dacă sunt discuții, încă o dată întreb. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul cu mențiunea că este vot secret. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Treizeci și trei de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Vom demara procedurile în instanță și vom cere Partidul Național Liberal să nominalizeze persoana de pe listă. Am verificat, suntem la locul 27 sau 28 deja pe listă cu numărul de persoane care deja au intrat în Consiliu, așa încât vom vedea dacă intră o doamnă sau un domn în funcție de stările lor de incompatibilitate. 27 este... sau 26? 27 e reprezentantul orașului, municipiului Gherla, 27, și 28 este o doamnă care de asemenea urmează pe listă. Vom vedea care este următoarea persoană și vom cere instanței validarea. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului Cluj a trei posturi de transformare în anvelopă de beton și concesionarea acestora companiei de apă Someș. Comisia numărul 4, vă rog. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. Ce vedem? Asta e rezultat. 34 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 3, privind darea în administrare a unor active achiziționate în cadrul proiectului construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă. Comisia numărul 4, aveți cuvântul? Comisia numărul 4, aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții. Este vorba de centru școlar pe care tocmai l-am finalizat și pe care acum l-am predat, sigur, în administrarea instituției de învățământ și pentru acesta avem nevoie de această hotărâre pentru a primi în administrare și aceste active cei de la nivelul școlii. Dacă sunt întrebări, discuții, colegii noștri vă pot răspunde. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați.
Votul s-a încheiat. ...34 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 4 privind darea în administrare a unor active achiziționate în cadrul proiectului intitulat Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Aud Cosmuța Flora. Comisia numărul 4, aveți cuvântul? Oare ne auziți? Comisia 4 a zis favorabil. Mulțumesc, nu am auzit, mulțumesc. Nu e o problemă, mă iertați. Comisia 4, dacă sunt discuții, intervenții la acest punct? Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...35 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 5, privind aprobarea contului de execuție al bugetului general propriu al județului Cluj, la data de 31 martie 2024. Comisia numărul 2, aveți cuvântul, vă rog. Aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt discuții, intervenții la acest punct, vă rog. Adela Dehenes, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Și anume, am formulat un amendament pentru că am constatat o eroare materială la anexa numărul 7. Este vorba despre capitolul sau secțiunea învățământ și alte cheltuieli din învățământ. Din greșeală, cred că este trecut la alte cheltuieli 0. Ar trebui să fie suma identică cu cea alocată pentru învățământ, respectiv la rândul 2. Și de asemenea, în continuare, poziția numărul 11 trebuie să fie identică cu subclasificația numărul 12, unde a apărut din nou 0. Deci de la 0 ar trebui să fie consemnată suma 2743,96. Da, verificăm puțin. Da, este corect. Observația, suntem de acord, este într-adevăr nevoie de o completare. Supun la vot amendamentul colegei noastre pentru cele două puncte. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...33 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Dacă sunt alte intervenții, vă rog. Dacă nu, atunci supun votului dumneavoastră proiectul cu acest amendament deja aprobat. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...34 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 6, privind nominalizarea pe beneficiarea sumei de 3.050.000 lei, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean numărul 20 din 2024, la capitolul 67.02, alte culte. Comisia numărul 2, aveți cuvântul? Aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții la acest punct. Tot Adela Dehenes, dacă îmi permiteți. Da, vă rog, sigur.
Deci am participat și anul acesta ca membru în comisia care a acordat finanțările pentru toate solicitările și mă voi referi atât la acest proiect, dar e practic aceeași remarcă și pentru proiectele 7, 8 și 9, deci 6, 7, 8 și 9. În primul rând, ne bucurăm foarte mult pentru interesul mare și pentru faptul că Consiliul Județean poate contribui la susținerea proiectelor din domeniul culte, cultură, tineret și sport. Cum spuneam, am lucrat îndeaproape și cu membrii aparatului și am urmărit întregul flux al depunerii acestor cereri, care în acest moment este parțial digitalizat. Știu că despre acest fapt am mai discutat noi pe parcurs, dar numărul celor a crescut foarte mult. Ne propunem ca anul viitor întregul proces să fie digitalizat, respectiv tot fluxul cap-coadă, astfel încât să se faciliteze, pe de o parte, depunerea de cereri de finanțare digitală într-o interfață simplă și prietenoasă cu beneficiarii, de asemenea o optimizare a operării bazei de date, a criteriilor de acordare și generarea digitală a tuturor rapoartelor și inclusiv a contractelor de finanțare. Iar prin această digitalizare integrală vom asigura trasabilitatea și transparența întregului proces. Da, de acord. De altfel, a mai fost o discuție legată de acest subiect încă de când avem am proiect gândit, de hotărâre de exact, luna trecută. De când s-a discutat de proiect în sine și am fost de acord că se impune asta și, într-adevăr, vom gândi poate o modificare chiar a regulamentului în care regula să fie într-adevăr depunerea de proiecte pe acest format, dar sigur nu putem nici să oprim pe cei care vor veni în continuare pe formatul clasic, dar ce vă pot eu spune că până atunci deja vor avea oamenii posibilitatea acelor aparate deja în Consiliu care vor permite pe loc să scaneze documentul, acei care vor veni clasic, de îndată ce vor veni cu formatul clasic, angajații noștri vor întocmi și un dosar practic pe acest format și va pleca pe două căi. Deci putem spune că pentru data viitoare când vom avea cereri, putem spune că vom implementa sistemul. Mulțumesc pentru propunere. Dacă mai sunt intervenții la proiectul numărul 7. Elena Muscă, și eu doresc să apreciez interesul pentru digitalizare și mulțumesc pentru veștile bune că vom avea pe la anul modulele informatice pe care le-am propus la ședința trecută că vor fi implementate. Recomand să avem în etapa de pregătire a modulului consultări și cu aparatul de specialitate, iar în cazul acestor proiecte cu cei din comisie, pentru că o să ofere specialiștilor cele mai bune informații și nevoi la care trebuie răspuns pentru automatizare. Mă bucur foarte mult pentru că această inițiativă este susținută și trebuie aștept planul să văd sistemul funcțional. Mulțumesc tare mult! Am avut o discuție cu colegii mei care lucrează la acest proiect și că sunt de la fiecare departament și serviciu, tocmai pentru a putea să implementăm cât mai repede acest mecanism, și îmi spuneau că dacă reușim să ținem acest ritm undeva în toamna acestui an, o să putem să ajungem la ce ne dorim, respectiv digitalizarea totală a instituției și la posibilitatea de a nu mai avea hârtii pentru cei care doresc să îmbrățișeze această formă. Deci va fi prima instituție fără hârtii din România, ceea ce îmi doresc foarte tare, indiferent ce și cum se va întâmpla în alegeri. Cred eu că oricine ar veni aici va trebui să, din acest punct de vedere al digitalizării, cred că va trebui să o ducă la un nivel superior și de ce nu să implementeze, pentru că e o chestiune, cred eu, în interesul clujenilor. De aceea spun că procesul pe care îl derulăm acum este irreversibil și colegii mei mi-au dat ca și dată de implementare, bineînțeles și în sistemul nostru intern, că aici va fi iar la partea de contabilitate, partea de relații între departamente și așa mai departe. Adică nu se referă strict la faptul că cineva trimite o cerere online. Nu la asta se referă digitalizarea în ansamblu, ci e mult mai complicat. Și colegii mei mi-au spus că vor face tot ce ține de ei ca pe toamnă să putem să implementăm. Mulțumesc pentru propunere. Sunt de acord că trebuie să intrăm într-o altă etapă și în tot ce înseamnă partea de administrație publică. Dacă la punctul numărul 7 mai sunt... Scuzați-mă, 6? 6. La punctul 6, dacă mai sunt alte propuneri decât cele venite de la doamna Dehenes, dacă
Mai e altceva? Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 7, privind nominalizarea pe beneficiarea sumei de 900.000 lei, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Cluj numărul 20 din 2024 la capitolul 67.02, alte acțiuni de cultură. Comisia numărul 2, aveți cuvântul? Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții, discuții, am reținut mențiunea făcută de doamna Deheneț pentru toate celelalte patru proiecte care urmează cu același amendament făcut la intervenția anterioară, dacă mai sunt și alte intervenții. Nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul numărul 8, privind nominalizarea pe beneficiarea sumei de 1.050.000 lei, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean numărul 20 din 2024, la capitolul 67.02, activități sportive. Comisia numărul 2, aveți cuvântul? Aveți favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 9. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, Laura Chiorean sunt. Aș vrea să se verifice, deci nu particip la dezbatere și la vot nici la punctul numărul 9 de pe ordinea de zi. Aș vrea să se verifice dacă s-a consemnat. Mulțumesc. Da, rămâne pe bandă și noi în procesul verbal ulterior scoatem, evident că s-a registrat. Bine, mulțumesc frumos, mulțumesc. Deci, la proiectul numărul 9 suntem, da? Da, da. E în regulă. Proiectul numărul 9, privind nominalizarea pe beneficiarea sumei de 900.000 lei, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean numărul 20 din 2024, la capitolul 67.02, activități de tineret socio-educaționale. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții... Elena Musca, dacă îmi permiteți. Vă rog. În legătură cu proiectele care au fost selectate, aș dori să cer câteva clarificări legate de unul din proiecte, respectiv proiectul de la numărul 164, Festivalul Palanețelor, și din partea comisiei, care au fost criteriile sau ce conține acest proiect de este încadrat la programul tineret. Deci, din titlu, Festivalul Palanețelor, sincer, nu văd legătura cu activități socio-educaționale. Dacă poate cineva din comisie să aducă clarificări, aș aprecia foarte mult. Este și plus alocare este de 10.000 de lei, este peste media alocată celorlalte proiecte. Avem o alocare medie între 1.500-4.300 de lei pe proiect, iar aici avem 10.000 de lei și nu-mi dau seama cum se încadrează în programul tineret. Mulțumesc!
Bună Da, e un ziua! proiect, văd, al Comunei Căianu. Dacă cineva din... Da, în fine. Dacă cineva vrea sau poate explica, recunosc că trebuie să întrebăm aparatul, dar nu este în momentul de față în sală. Dacă cineva dintre membrii Comisiei ne poate ajuta cu cum e treaba cu palanețele. Bună ziua, Francis Balat. Da, te rog, uite, ne ajută colegul nostru. Deci, stimată colegă, deci nu este la tineret, nu este vorba numai de proiecte socio-educaționale, deci este vorba de tineret, deci Festivalul Palanețelor care este în Comuna Căianu, după câte îmi dau eu seama dacă bine citesc eu aici Da, este pe... corect. E Căianu, da. Da, este Asociația Trandafirul Căianu, deci este probabil este un program care se adresează tuturor, nu numai tinerilor, dar în special probabil lor. Eu acum din cap așa nu știu toate detaliile pentru că nu am în față proiectul în sine, dar la tineret nu este socioeducativul nu este un criteriu care să ne pună decât numai socioeducativ. Tot ce înseamnă tineret într-o comună se poate adresa un program de acest gen. Deci dacă doriți se poate scoate practic proiectul respectiv și se poate citi. Eu așa din cap toate 161 nu le știu, dar dacă doriți sunt sus la colegi și se poate vedea. Pot să Dar intervin și criteriul eu socioeducativ nu cred că este un criteriu care se poate aplica decât așa Este nu regulă, dăm. sunteți în comisie, presupun că ați selectat proiectele în baza regulamentului și a criteriilor. Vă dați seama că nu am cum, dar efectiv acest proiect a sărit în ochi pentru că nu văd legătura cu tineretul, dar cu siguranță, dacă O să există, vă dau cred că eu este câteva cineva. Perfect, vă rog, doamnă Mar. detalii. Nici eu acum nu mi-amintesc că au fost foarte multe, dar știu că am participat la eveniment anul trecut sau acum 2 ani, nu mai știu. Este un festival în care sunt implicați și elevi din școlile din zonă. Este o competiție nu doar gastronomică, ci și de prezentare de obiceiuri și tradiții locale, inclusiv port popular, prezentare a zonei. Și sunt implicate toate comunitățile din jur. Știu că acum 2 ani și TVR-ul a mediatizat evenimentul, deci nu este doar un festival de gătit. Probabil și pentru materii prime și pentru premii acordate copiilor s-au editat și niște broșuri cu rețete moștenite din străbuni. Acum nici eu n-am detaliile strict legate de proiect, pentru că, așa cum spunea colegul, au fost multe sute atunci. Dar mi-amintesc cum s-a întâmplat la una din edițiile la care am participat și cred că este o continuare a proiectului și se întâmplă în condiții similare. Cred că cel mai bun lucru, dacă tot v-ați sărit în ochi, eu cred că ar fi cel mai bun lucru să vizitați acest festival de Palaneți și atunci probabil că o să vedeți că se adresează și tineretul. E O cel să mai bun vizitez, o lucru. să vizitez cu mare drag. Noi Mă vorbim rog, nu cred acum, avem că de votat ceva în acest moment, după trebuie cât să de avem bine arată calitate. doamna, după Mă cât de rog. bine arată doamna Muscă, nu cred că mănâncă palaniețe. Acum, domnul președinte, nu putem să... Poate eu Asta cu este dumneavoastră, opțiunea da, avem dânsei. profilul de palaniețe, dar doamna în niciun caz. În fine. Da, propunerea e bună să mergem tot Consiliul acolo, că într-adevăr sunt bune palanețele. Și să avem cât mai repede digitalizarea pentru a evita situații în care nu știm detalii despre proiectele selectate. Detaliile Arată se mult pot mai bine. consulta, deci Toate sunt proiectele depuse la Consiliul sunt Județean, proiectele se identice. poate vedea, nu-i nimic secret, numai că n-am știut Da, că trebuie să nu, venim cred cu că sutele am de făcut pagini o. pregătiți să le răsfoim și să dăm detalii la momentul ăsta. Deci nu-i nimic secret, se Eu cred că poate dacă am vedea. constituit o comisie dintre colegii noștri, cred că trebuie să dăm gir colegilor noștri și să avem încredere în ce au decis cei din comisie, pentru că anumite de ce mai facem aceste comisii. Dacă dânsii au optat pentru această formulă și sunt, practic, au fost desemnați de noi să facă activitatea în această comisie, cred că putem să le dăm gir și să mergem pe această propunere. Dacă mai sunt alte intervenții.
Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...29 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc, proiect de hotărâre numărul 10 privind modificarea hotărârii Consiliului Județean. Mă scuzați. Ok. Ok, bine. Da, hai că... Da, oprește microfonul, da. Pot acum? Proiect de hotărâre numărul 10 privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Cluj numărul 16 din 2021 privind numirea Comisiei de stabilire și evaluare a unui teren aflat în patrimoniul societății Alfa Instruire a conducătorilor auto amatori SA. Comisia numărul 3, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte. Comisia numărul 3, aveți favorabil. Întreb acum de la doamna secretar care e chestiunea cu acest proiect. Vă rog la microfon ca să lămurim ce e acesta, că nu mai mi-amintesc să fie avut așa ceva. În baza hotărârii de guvern 834 din 91, la nivelul operatorilor a întreprinderilor publice care s-au înființat în baza legii 15 din 90, trebuie constituite acest gen de comisii, a căror atribuții sunt de a identifica, stabili suprafețe, valori și a le supune adunării generale a acționarilor sau asociațiilor la aceste societăți și ulterior urmând a fi transmisă documentația cu privire la teren la Consiliul Județean pentru a emite avizul sau a emite hotărâre de aprobare a emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Da. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu, atunci am cerut cu comisiei, da? Punctul de vedere am cerut. Atunci vă supun votului dumneavoastră acest proiect cu mențiunea că se impune majoritatea celor prezenți și că este vot secret. Da. Da. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. ...33 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 11 pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 143 din 2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Cluj. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...33 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 12 privind asocierea județului Cluj cu municipiul Cluj-Napoca și comunele Florești, Gilău, Apahida, Baciu, Jucu, Bonțida și Gârbău în vederea realizării unui obiectiv de investiții. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Nu știu, mă aud colegul. Aviz favorabil, Comisia 2. Da, mulțumesc. La acest punct
Numărul 12, există un amendament pe care doresc să-l formulez, pe care l-ați primit pe e-mail cu toții, respectiv, ulterior aducerii la cunoștința publică acestui proiect, primăria a comunicat cu noi că printr-o adresă în data de 3.04.2024, înregistrată la noi 19.04.2024, prin care retransmite defalcarea cheltuielor considerate neeligibile conform ghidului solicitantului pentru componentele parcări auto la sol, valoarea acestora fiind mai mică decât cea inițială cu 1.025.087 de lei fără TVA. Supun la vot acest amendament. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Pentru acest amendament. Deci amendamentul a fost aprobat. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre acest proiect. Este vorba de un proiect important pentru atât pentru municipiul Cluj-Napoca, cât și pentru întregul județ, mai cu seamă zona metropolitană în primul Inel, respectiv asocierea noastră cu aceste localități și cu municipiul Cluj-Napoca pentru a participa împreună, practic, la implementarea acestui proiect care vizează trenul metropolitan. Este un proiect care împreună cu centura metropolitană vor aduce municipiul nostru, județul nostru, la noua etapă de dezvoltare, în opinia mea, prin crearea acestor alternative de a putea să circulăm în această zonă metropolitană. Este un proiect obligatoriu, vedeți și dumneavoastră, există tot mai multe mașini, există mașini de tranzit, există un număr mare de persoane care doresc practic să abandoneze mașinile și să aibă și această variantă alternativă, iar acest tren metropolitan care va merge practic pe peste 50 de kilometri, nu vreau să greșesc, cred că mai mult, va uni practic începând cu Gilău, Florești, trecând prin municipiu, mergând mai departe, Baciu, Jucu, Bonțida și înspre variantă intermediară spre Huiedin până la Gârbău. Cred eu că este un proiect bun pentru județul nostru, este un proiect de dezvoltare important și prin această asociere devenim noi parte și noi parte la acest proiect, fără de care proiectul în sine nu s-ar putea derula din mai multe motive. În primul rând că nicio comună sau municipiu nu pot investi bani pe raza altei primării, pe raza altei localități. Doi, autorizațiile pe care le emitem fiind un proiect care se relează mai multe localități sunt emise totalitate de către Consiliul Județean. Consiliul Județean este singurul care poate investi pe raza acestor localități în situația în care aceste entități nu dețin banii necesari pentru a implementa proiectul. Mai mult, acești bani de care proiectul are nevoie sunt esențiali pentru ca proiectul să fie admis până la capăt. În cazul lipsei de finanțări pentru această componentă de neeligibile, proiectul ar fi fost respins. Important să știți că acest proiect se va derula pe 4 sau 5 ani, deci cu alte cuvinte, efortul financiar va fi stabilit pentru acești ani, nu pentru un singur an, și cred eu că printr-un buget multianual județul Cluj poate să contribuie și el cu o părticică din acest proiect care, repet, practic ajută la dezvoltarea în ansamblu și la crearea acestei alternative importante, esențiale de transport pentru toți cetățenii, îndeopște pentru prima etapă din zona metropolitană, primul Inel, care sigur va influența ulterior și dezvoltarea celui de-al doilea Inel, pe care sigur îl avem în plan după ce se vor realiza acestea pe zona metropolitană. De aceea am și susținut și susțin acest proiect și cred eu că putem să venim în întâmpinarea primăriei de municipiului Cluj-Napoca și a celorlalte primării și să ne angajăm pe un buget multianual, să fim parte și noi la acest proiect de dezvoltare pentru clujeni, în esență, care e obligatoriu să se întâmple în perspectiva de dezvoltare a acestei zone și acestui județ. Vă rog, dacă dumneavoastră aveți intervenții, vă rog să le faceți. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați.
Votul s-a încheiat. Unul de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 13 pentru completarea hotărârii Consiliului Țean numărul 22 din 28 februarie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor județului Cluj. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Comisia numărul 4, aveți favorabil. Dacă sunt intervenții... tot în contextul acesta, fără legătură cu proiectul, dar în sens extins are legătură, vă pot informa că suntem în faza finală cu licitația pentru achiziționarea stației de descompunere moleculară, transformarea gunoiului în energie și în câteva săptămâni vom avea finalul licitației și semnarea de contract pentru executarea acestei stații. Sper eu să putem de îndată să intervenim și să înceapă construirea primului modul. Așa cum vă spuneam, în bugetul nostru este prinsă această sumă și cred că odată cu începerea procedurii și construirea acestei stații în etapă modulară, evident, pentru că aceasta ne permitem, pentru definitiv vom rezolva această problemă cu deșeurile rămase și, de ce nu, cele două celule, care sau prima care acum este aproape final, va fi prima din care se va procesa gunoiul rămas. Cu alte cuvinte, vom goli și această primă celulă prin această procesare pe care această stație o va face, iar în perspectivă se va intra într-un mecanism firesc pe măsură ce va fi nevoie de alt modul și va fi nevoie de o extindere a stației, ea va putea fi făcută din ceea ce produce ca energie și de ceea ce va produce ca și resurse financiare în perspectivă. Dar este aproape de final licitația și am vrut să știți asta. În curând vom semna contractul și sper eu să putem începe construirea acestei mini-stații. Revenind la proiectul numărul 13, dacă sunt... Comisia, am întrebat-o? Comisia numărul 4, îmi cer iertare, am uitat dacă a fost întrebată și ați luat cuvântul, Comisia numărul 4, la proiectul 3. Da, am spus aviz favorabil, mulțumesc. Mulțumesc, dacă sunt alte intervenții la proiectul numărul 13. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, eu vreau doar să le adresez felicitări tuturor colegilor din Consiliul Județean și celor din aparatul tehnic de specialitate care s-au implicat în aceste proiecte. Cred că este un mare pas înainte să ajungem la momentul la care să transformăm deșeurile în energie și să rezolvăm problema aceasta, care e una importantă pentru ceea ce înseamnă poluarea orașului, și felicitări tuturor. Mulțumesc foarte mult și eu zic că e o etapă importantă și mandatul acesta, inclusiv al dumneavoastră, ca și consilier județean, va fi legat, spun eu, de rezolvarea aceasta definitivă a problemelor gunoaielor în sfârșit după atâția ani. Ceea ce e, cred eu, un lucru remarcabil, pentru că știți prea bine, aceste proiecte au fost blocate ani de zile și iată că în acest mandat și cu ajutorul și sprijinul dumneavoastră al consilierilor am reușit să ajungem la acest moment. Și trebuie să le spunem lucrurile care sunt făcute și după atâția ani de blocaj și sigur mai sunt și altele pe care în mod cinstit mai avem de muncă, dar aici în această materie am luat într-adevăr un proiect care era blocat, știți prea bine, inclusiv cu dosare penale, cu dălnecări de teren, în fine, nu mai vreau să intru în toate aceste amănunte și mă bucur că ați avut înțelepciunea de a ne susține proiectele și de a vă implica pentru a ajunge la acest punct. Cred că cu toții putem să avem așa un punct de satisfacție, pentru că acest capitol al gunoiului de la Patarât, mirosurilor de acolo și alte asemenea chestiuni, în curând sper eu să fie de domeniul trecutului. Da. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați.
Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul de numărul 14, pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 161, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectului de investiții din cadrul proiectului extinderea și modernizarea ambulatorului clinic de psihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj. Comisia numărul 2. Aveți cuvântul. Disfavorabil. Dacă mai sunt intervenții la acest proiect... Dacă aș vrea să vă spun câteva cuvinte și despre acest proiect mare, pe care în curând îl vom finaliza la începutul lunii mai, acum sunt respectiv Spitalul Clinic de Copii, secția pediatrică, practic discutăm de un spital în toată regula, este un spital nou pe care l-am făcut de la zero, este gata, în aceste momente se dotează cu aparatură și undeva la începutul lunii mai, fiind vorba de perioada de sărbători, nu am putut să finalizăm, să inaugurăm, o să vă invităm la începutul lunii, imediat după ce se intre la zile lucrătoare, o să vedeți că este un spital făcut de la zero, putem să ne mândrim și aici că va fi, cred că, printre puținele spitale, pentru că el a fost extins de la o simplă secție care era acum ceva vreme, acum vorbim de un spital de psihiatrie pediatrică pentru copii și o să vă invităm și pe dumneavoastră să vedeți după modelul școlii speciale pe care am terminat-o, la fel și această clădire este impresionantă și colegii mei îmi spun că acum se cumpără mobilierul și este gata și acest spital. Va fi încă un punct de reper în mandatul dumneavoastră și al nostru, al tuturor. Undeva la începutul lunii mai, sper eu, primele zile lucrătoare să fie terminată și dotarea cu aparatură. Dacă mai sunt intervenții la acest punct, dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...35 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul de numărul 15, pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 162 din 2018, pentru aprobarea proiectului extinderea și modernizarea ambulatorului clinic de psihiatrie pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii și a cheltuielor legate de proiect. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...34 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 16, pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Cluj numărul 28 din 2024, pentru aprobarea programului privind obiectivul de investiții, lucrări de modernizare, reabilitare și a programului privind lucrările servicii de întreținere și reparații a drumurilor județene în anul 2024. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aviz. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră. Cătălin Sălăgean, vă rog. Aș vrea să propun un amendament. După discuțiile cu colegii mei din USR, din Comuna Feleacu, aș dori să propun introducerea în programul de modernizare și reabilitare a drumurilor județene pe 2024 și drumul județean 103T. E vorba de strada televiziunii din Feleacu, care este o stradă circulată destul de intens. Avem acolo și transport public, nu are rigole, trotuare, e nevoie și de podețe.
Am văzut că în programul pe 2024 nu e inclus acest drum. Și asta e, acesta e amendamentul pe care trebuie să-l propun, să luăm în calcul și acest drum. Este cel spre Pârtie sau în partea opusă? Cel spre Pârtie, dacă nu știu. Drumul televiziu, da. 100 cât? 103T. Da, am întrebat pentru că ei, cel drumul spre Pârtie cu care am discutat și cu domnul primar, e prins pe Salinii. De asta am întrebat dacă e vorba de acela sau nu. Am întrebat. Deci va fi luat în calcul în acest. Este prins pe proiectul Salinii. O să verificăm ca să nu greșim. Am înțeles. Dar cred că da. Deci el este pe Angel Salinii pentru modernizare și verificăm încă o dată, dar știu că am discutat cu domnul primar despre acest drum și despre încă un drum din Zvulcele și am convenit că sunt pe Salinii și vor fi modernizate. Dacă sunt intervenții, mai alte intervenții? Mulțumesc! Dumneavoastră propuneți ca amendament, dar să trebuie, o să-l supun la vot în mod evident. Da, trebuie să fie prins ca amendament aici, dacă poate. Da. Bun, mai sunt propuneri? Da, deci supun votul dumneavoastră acest proiect, nu-l susțin în mod evident, el fiind prins în Salinii, dar sunt obligat să supun votul dumneavoastră propunerea colegului nostru. Care nu este foarte, foarte sigur pe el care este acest drum, știe doar drumul televiziunii. Nu știu dacă e la stânga sau la dreapta de la sensul giratoriu. Da, deci nu susțin acest proiect. Bun, vă rog să pregătiți votul pentru amendamentul colegului nostru. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Georgiana Sima, mie nu mi-a apărut opțiune de vot. Dar 9 voturi pentru amendamentul a fost respins. Să pun votul dumneavoastră proiectul în ansamblu așa cum a fost el formulat. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Pentru proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul numărul 16A din suplimentare, proiectul de privind demiterea acordului județului pentru constituirea dreptului de superficie în favoarea companiei de apă Someș S.A. pentru teren, pe terenul înscris în CF 72.323 Jucu. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Comisia numărul 4 a disfavorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, vă rog. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Pentru proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 16B privind solicitarea de trecere a imobilului înscris în cartea funciară numărul 351.425 Cluj-Napoca din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al județului Cluj. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Comisia numărul 4, aveți favorabil.
Mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții. Da, vă rog, dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. ...33 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. La punctul numărul 17 pe ordinea zi este un raport asupra eficienței activității unităților de poliție pe anul 2023 și la punctul numărul 18, punctul diverse, unde vă invit să luați cuvântul dacă veți dori. Aș vrea înainte de a vă da cuvântul să vă informez, după cum probabil că ați aflat și în presă, că cei doi colegi ai noștri, Andela Dehenes și Andrei Maxim, au decis să facă pasul spre Partidul Național Liberal în prezent și în viitor. Bine au venit în familia noastră politică. Le doresc succes pe mai departe, indiferent ce activitate politică vor avea. Și de asemenea să vă informez că vom mai avea, posibil să mai avem o ședință ordinară în luna mai, probabil ultima ședință din acest, de fapt nu ultimul, că vom continua și în vară, stați că mă încurcă, dar ultima ședință ordinară până la alegeri, deci ne vom mai vedea o dată până în 9 mai, chiar dacă mandatele noastre continuă până undeva în octombrie pe 20, când practic încetează. Și sper să putem continua, indiferent ce și cum se va întâmpla nouă, să putem să continuăm, să finalizăm în această perioadă de vară câteva din proiectele importante pe care le avem și pe care cred eu că le putem închide și de ce nu undeva în vară să putem începe și spitalul de copii, funcție de cum vom termina licitația și funcție de cum ministerul, trebuie să știți și asta, că ministerul într-un final, Guvernul a emis un act normativ prin care a stabilit criteriile de finanțare pentru obiectivele de sănătate pe proiectul major de investiții în domeniul sănătății din creditul pe care România îl va lua de la Banca Europeană de Investiții, dacă nu greșesc, iar între criteriile fundamentale și principale stabilite sunt criteriile pe care le îndeplinește în primul rând, pe primul loc, spitalul nostru de copii. Asta înseamnă că, în funcție de cum vor gândi cei de la minister ghidul și procedura de finanțare, vom fi primii care vom lua această finanțare, undeva între 100 și 200 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că e un moment important, undeva pe toamnă, funcție de cum, repet, cum ministerul și guvernul își va face treaba cu aceste ghiduri, vom putea să și începem spitalul de copii atât de mult dorit de către noi toți. Al doilea subiect legat de centru de transplant, am fost contactat de către UMF, de către doamna rector și mi-au transmis interesul dânșilor pentru a investi în acest teren pe care noi îl avem unde am proiectat centrul de transplant. Deci sunt de acord să găsim o formulă de chiar de asociere cu UMF-ul, dar o modalitate în care și UMF-ul să poată investi în acest centru, fie să vindem proiectul în sine cu teren și cu tot și UMF-ul să construiască din banii lor o parte din un corp de clădire care ar fi destinat instituțiilor de transplant și celălalt corp să și-l construiască pentru a extinde clădirea actuală a UMF-ului, deci având banii pentru asta, fie un fel de asociere în care noi păstrăm
ceea ce avem și dânsii să vină cu resursa financiară pentru a se construi acest centru de transplant. Există, după cum știți, aprobat deja pentru a fi funcțional centrul de transplant hepatic, unde din analiza Ministerului și a OMF-ului se pare că ar putea fi folosit și pentru transplantul de rinichi în același zonă de operație, selor de operații, întrucât Institutul de Transplant Hepatic, pe care, repet, tocmai l-au aprobat, ar face față și cu sălile de operații și pentru acest transplant de rinichi. Deci există și această variantă ca Institutul de Transplant Renal să aibă ca zone de operații aceeași clădire unde funcționează deja și va fi și aprobat de Ministerul Institutul de Transplant Renal, transplant hepatic, respectiv medical la 3 de pe strada Croitorilor, sau care e strada aceea, unde e Institutul de Gastro în prezent. Cu alte cuvinte, ce vreau să vă spun este că analizăm împreună cu UMF-ul o variantă optimă pentru care noi am putea să realizăm și această clădire, fie singur, fie în parteneriat cu UMF-ul. Repet, dânsii au dorința, disponibilitatea de a se implica și de a chiar prelua de la noi, în măsura în care am decis să vindem acest teren cu proiectul în sine, pentru a putea să realizeze ulterior dânsii din banii lor, să spunem, aceste obiective, sau de asemenea să se asocieze cu noi. Nu am luat nicio decizie. Evident că vom face o analiză tot noi, toți consilierii, împreună cu conducerea executivă și vom veni pe urmă, dacă va fi o variantă de lucru, vom veni în plen cu toate aceste variante și vom decide. Dar am vrut doar să vă informez, să știți ce se mai întâmplă și cu Institutul de Transplant despre care tot vorbim și care are deja câștigătorul stabilit la licitație, doar să găsim finanțatorul. Este adjudecat deja. Am și comunicat cu Ministerul Sănătății că există câștigător, există proiect, doar să găsim formula de finanțare. Cam acestea au fost lucrurile pe care am vrut să vi le mai comunic astăzi. Dacă dumneavoastră doriți să interveniți la punctul diverse, vă rog să o faceți. Elena Muscă. Vă rog. Și Laura. Vă rog. Doamna Muscă, vă rog. În legătură cu subiectul ridicat la diverse, la ședința trecută, vă spuneam despre o oportunitate de a finanța din activitățile prevăzute în proiectul de extindere și modernizare a parcului etnografic, respectiv un apel din programul regional Nord-Vest 371.a, care poate fi făcut în parteneriat cu Consiliul Județean. Ați apreciat și ați zis că vă veți consulta și cu Consiliul Local, scuzați-mă, Cluj-Napoca, pentru a vedea, de a analiza oportunitatea și posibilitatea de a accesa aceste fonduri, cu mențiunea că apelul este deschis doar până în 2 mai 2024. Deci ați reușit, ați avut o discuție în acest sens, ați clarificat oportunitatea de a continua lucrările la parcul etnografic cu fonduri europene? Am întrebat colegii mei, spun că ați primit și răspuns scris, nu știu exact dacă așa este, de la noi. Ați primit sau nu? Vă întreb. Nu știu dacă mă mai auziți. Da, scuzați-mă, eram pe mute. Da, am primit răspuns cu referire la celelalte apeluri pe siguranța drumurilor. Că mai erau niște apeluri. O să verificăm, mi-au spus că au comunicat, v-au spus răspuns după ce am discutat cu primăria, dar mai verificăm o dată. În regulă, poate avem un răspuns și o să verific și eu încă o dată mail-urile. A doua aspect pe care vreau să-l ridic la diverse este legat, bineînțeles, de relația cu contractul cu Supercom. Am primit la ultima ședință a comisiei un raport de evaluare la final. Anul 2023 a fost folosit ca și tabelă, indicatorii de performanță anexă la contractul de concesionare a serviciilor, iar indicatorii conform
raportului făcut de Supercom, sunt îndepliniți 100% peste tot, exact cum a fost, care a fost obiectivul, realizările sunt identice, ceea ce mi-a atras atenția din start, pentru că știm cu toții că lucrurile nu sunt roz, nu sunt respectate toate cerințele contractuale. Le-am comunicat domnilor de la Supercom și în ședință că să revină cu acest raport, să reflecte realitatea și să comunice foarte clar atât problemele pe care le întâmpine, dar și măsurile pe care le-a luat pentru conformare. Noi suntem această comisie, urmărim ceea ce face, monitorizăm și activitatea ADI, dar vreau să solicit pe această cale ca să solicitați la rândul dumneavoastră ADI să-și facă treaba, să monitorizeze mai ales cazurile de genul acesta pe care le semnalăm și noi în ședințele, în comisie, la rândul lor să le consemneze și să înceapă să aplice sancțiuni, pentru că nu putem la nesfârșit să discutăm doar că de fiecare dată, la fiecare altă ședință, toate alte probleme sunt. Am zis că știu să găsească justificări, cu siguranță au, dar nu putem în permanență, deja au trecut un an și ceva, numai scuze pentru că aia nu merge, nu ridică, pentru că acum mai nou nu ridică, nu cântăresc deșeurile, pentru că au probleme cu pubelele la unii case sau firme care nu ar avea RFID-ul pe spate, că folosesc alte pubele. În permanență sunt scuze. Nu putem continua așa, domnule președinte. Vă rog, vă solicit să tratăm cu mai multă seriozitate acest subiect. Noi în comisie ne facem treaba, mergem, participăm lunar, observăm, formulăm recomandări, dar nu putem lua o decizie în acea comisie. Este ADI care are putere, sunteți dumneavoastră în ADI. Aceasta am vrut să semnez foarte pe scurt, că lucrurile nu mai pot continua așa, după un an și jumătate aproape îndată. Da, eu o să reiau discuția cu ADI-ul. Într-adevăr, cred că acolo trebuie discutate și dezbătute toate acestea împreună cu primarii noștri din județ. Știu că anumite lucruri s-au îmbunătățit, altele încă sunt restante, am o informare permanentă de la ADI. E foarte importantă comunicarea între fiecare primar și prin ADI cu operatorul, dar îndeopște implicarea ADI-ului și a primarilor este esențială. Acolo unde au existat discuții, cele mai majoritatea comunelor s-au găsit formule care să fie în interesul cetățenilor de acolo. Și rugămintea mea este și comisia pe care noi am constituit-o periodic să cheme pe cei de la ADI și de asemenea să discute împreună cu toții cu primarii pentru a găsi formule optime. Noi continuăm să monitorizăm, dar în esență ADI-ul este cel care are acum putere și forță în ceea ce înseamnă contractul și cred eu că acolo trebuie lucrat pe mai departe, așa cum s-a făcut și până acum, unde lucrurile merg bine, acolo susținute și până la capăt aplicate în tot județul, unde lucrurile nu merg bine, repet, împreună cu domnii primari și cu ADI-ul și cu reprezentantul firmei, să se discute concret aplicarea contractului întocmai. De aceea sunt de acord cu dumneavoastră că sunt încă lucruri de implementat, dar ce pot să vă spun este că există deschidere totală și de la din partea ADI-ului și a primarilor, sigur, aici în virtutea contractului pe care l-au cu Supercom, să găsească formula optimă, iar dumneavoastră, ca și consilier județean, ar trebui să faceți asta periodic, să-i chemați pentru a discuta exact tot ceea ce nu funcționează. Și a face periodic un inventar al problemelor, cum se îndreaptă ele, cum se aplică într-o comună de funcționează bine, cum se aplică în alt oraș de merge bine, ce probleme sunt în implementare, probabil că toți invocă probleme de diverse tipuri, dar cred că comisia aceasta noastră are forță să poată să regleze astea. Asta cred. Facem în fiecare ședință, tocmai că discutăm. Bravo. Discutăm aceste lucruri, se fac niște angajamente, dar lucrurile nu se întâmplă, nu se pun în practică. De asta spun că lucrurile trebuie tranșate la nivelul ședințelor ADI, acolo unde primarii și Consiliul Județean au un cuvânt de spus. De acord. Am rugămintea să cereți și dumneavoastră ori de câte ori doriți convocarea ședințelor ADI, să o faceți și noi, eu voi transmite la domnul vicepreședinte care e
E președintele asociației sau ce, ce, nu știu exact ce rol are, colegiul director, în fine. Și vă asigur că ne implicăm total. Mulțumesc. Am văzut o situație în care multe din localități au găsit formula optimă, ceea ce mă bucur. Mă bucură foarte tare. Dar mai sunt probleme încă de reglat. Da, imediat doamna Chiorean s-a anunțat, după care doamna Dehenez, vă rog. În completarea ceea ce a spus colega antevorbitoarea mea, am vrut și eu să punctez acest aspect, indicatorii de performanță îndepliniți 100%, așa cum ne-a apărut în documentele prezentate, fac dovada unui raport. Nu citiți raportul. A unui raport neserios care nu reflectă realitatea și aici rugămintea mea ar fi să abordăm lucrurile cu mai multă responsabilitate. Problema aceasta a deșeurilor, a poluării în general, coroborat cu ceea ce înseamnă calitatea alimentelor, au o influență directă asupra sănătății cetățenilor din județul Cluj. Noi știm cu toții acest lucru. Ultimele studii demonstrează că există o legătură directă, așa că problemele acestea legate de poluare, de deșeuri, de calitatea alimentelor pe care le găsim în magazine, cred că toate astea trebuie să reprezinte o prioritate pentru noi toți, consilierii județeni și pentru forul decizional. Pentru că degeaba investim în spitale și în condițiile în care starea de sănătate a cetățenilor se degradează. Știm foarte bine, numărul bolnavilor de cancer crește de la un an la altul și chiar dacă nu putem demonstra o legătură directă, totuși studiile de specialitate arată că există, mai ales în orașele mari, există această presiune a problemelor legate de poluare, de deșeuri, de calitatea precară a alimentelor și care influențează starea de sănătate a cetățenilor. Deci rugămintea mea ar fi să fim luați mai în serios atunci când le adresăm niște solicitări colegilor noștri și de la ADI și de la firma care a câștigat licitația. Bun, și cu asta închei, pentru că, așa cum a spus colega mea, așteptăm aceeași seriozitate cu care ne aplicăm și noi asupra problemelor. În răspunsurile pe care le promit. De fiecare dată ce trimiteți către ADI, să trimiteți către noi, către cabinet. Ok, așa vom face. Și poate exact să participați și dumneavoastră la una sau la două din aceste întâlniri. Sunt de acord, pentru că este unul din punctele încă în care nu sunt rezultatele dorite. Deși am dorit să fie un contract model cu un flux important și într-o relație foarte bună primărie, ADI și... în fine, operator, încă nu suntem la nivelul la care să fim mulțumiți. Există, repet, primării care au găsit formula optimă, dar există într-adevăr și situații în care nu funcționează și chestiunea aceasta mă preocupă și pe mine și pe noi toți din executiv, pentru că, repet... Da, și multe nemulțumiri în teritoriu. Acum nu reiau chestiunile legate de cântărire, de facturile emise lună de lună pe exact aceeași cantitate de deșeuri, pe ceea ce înseamnă reciclarea. Deci nu vreau să intru acum, pentru că nu vreau să monopolizez discuția pe subiectul acesta. Cred că vom avea nevoie eventual în comisie de o întâlnire și să discutăm serios. Iar chestiunea principală pe care am vrut să o aduc în discuție, în primul rând, a fost aceea de a aduce un omagiu veteranilor de război, pentru că astăzi este ziua veteranilor de război și este un moment în care noi trebuie să recunoaștem, odată să recunoaștem meritele acestora pentru apărarea independenței, suveranității, integrității și interese teritoriale și intereselor României. E o zi în care trebuie să ne amintim de sacrificiul pe care înaintașii noștri și veteranii de război l-au făcut pentru ca noi să avem astăzi țara în care trăim. Și trebuie să-i asigurăm că vor rămâne permanent în conștiința națională. Din punctul meu de vedere, după Ziua Națională a României, această zi a veteranilor de război este poate la fel de importantă. Și rugămintea pe care v-am mai adresat-o
și în anii anteriori este ca într-o astfel de zi să nu mai stabilim ședință de Consiliu Județean la aceeași oră la care au loc ceremoniile militare și religioase. Pentru că eu, de exemplu, în calitate de consilier județean și sunt convinsă că și mulți dintre colegii aflați astăzi în ședință, am fi dorit să îi omagiem și să fim prezenți fizic, să onorăm invitația pe care filiala Avram Iancu, Asociației Veteranilor de Război din Cluj, ne-au transmis-o, inclusiv prin administrația, prin intermediul administrației Consiliului Județean. Deci rugămintea pe care vă o adresez odată este să transmitem și să transmitem și dumneavoastră acest omagiu veteranilor de război, iar celor care stabilesc ședință de Consiliu Județean se ocupă cu aceste programări, măcar de anul viitor, să nu mai stabilim în aceeași zi și la aceeași oră ședințele de Consiliu Județean. Mulțumesc! Da, de acord cu dumneavoastră, am și eu am întrebat chestiunea aceasta pentru că am văzut că se suprapun lucrurile. Colegii mei mi-au spus că în momentul în care noi am făcut invitațiile către și am decis prin dispoziție, nu erau încă venite invitația de la dânsii, de noi fiind făcând această convocare deja de 7 zile sau chiar mai mult, noi atunci când am convocat și am emis dispoziția cu data și ora, nu exista la noi în interior invitația venită din partea veteranilor. Și da, dar așa cum nu stabilim în 1 decembrie, haideți să nu stabilim nici în 29 aprilie, absolut, pe viitor, o zi în care să nu punem orele, nu am. A fost pur și simplu o întâmplare, nu nimeni nu a gândit împotriva cuiva. Sunt convinsă, dar trebuie să fim mai atenți astfel de momente. Fi mai atenți. Mulțumesc. Vom fi mai atenți în viitor, să nu mai avem astfel de suprapuneri. Și sper eu lucrurile să intre și aici într-un normal. Colegii mei au reținut foarte clar punctul dumneavoastră de vedere, cu care sunt și eu de acord, că am putea și putem fi mai atenți atunci când stabilim ora și ziua sau ora în anumite zile care sunt știute dinainte, tradițional, în mod public cunoscute ca fiind zile dedicate și cu anumit specific. Bun, dacă mai sunt intervenții, doamna Tehenes, vă rog. Eu vreau să completez la subiectul cu Supercomul, pentru că și eu fac parte din această comisie și vreau numai să ne aducem aminte că aceste contracte cu Supercomul au o particularitate în Cluj și anume, în afară de contractele cadru care există cu ADI-ul, unde ADI-ul poate interveni, Supercomul a dorit să aibă aceste contracte individuale și ar trebui să și le asume acestea mult mai mult în sensul de a multiplica comunicarea directă cu beneficiarii, pentru că în mod normal când ai un contract cu Electrica, cu compania de apă Someș, dacă există o problemă internă sau o propunere sau orice, se primesc individual aceste notificări. Ori noi am constatat în ultima ședință cel puțin că ei aduc în discuție anumite probleme, că beneficiarii, clienții, oamenii practic, că nu au pubele, că nu au una, că nu au alta, dar nu au aproape deloc o comunicare directă, o chestiune de organizare destul de simplă, să comunice direct cu beneficiarii, să transmite un mesaj unde pot fi ridicate, unde pot fi găsite aceste aplice sau pubele sau tot ce ar mai fi nevoie, astfel încât să se îmbunătățească tot procesul. Deci și cu primăriile și cu ADI-ul, însă Supercom trebuie să comunice cu partenerii lor de contract, care așa cum știm sunt contractanții individuali. Aceasta este o particularitate pe care ei trebuie să-și o asume de comunicare. Le-am transmis, dar poate vom relua cu mai multă hotărâre acest lucru. Este chiar ceea ce le-am rugat să rezolve până la următoarea ședință, inclusiv măcar pe site-ul lor să vină cu toate informațiile necesare pentru utilizatorii serviciului, pentru că la acest moment nu găsești informații. Da, doamnelor, sau notificările directe, ei au datele de contact, adică în mod normal. Exact. Practic de la, eu știu, de la E.ON cu care avem noi contract sau de la CAS, tu primești și pe SMS și pe e-mail informări despre orice în legătură cu propriul contract. Ori acest lucru trebuie să ajungă la acest nivel de interacțiune. De acord cu dumneavoastră, dacă tot am discutat problema ADI-ului și dacă tot suntem cu toții în această întâlnire, o să îmi permite să dau cuvântul și colegilor noștri de la ADI care sunt și ei în momentul de față cu noi.
și să vedem exact ce anume au întreprins din aceste lucruri pe care noastră le-a spus și de asemenea ce soluții pentru viitor au pentru a le îmbunătăți această relație contractuală. Îi rog pe colegii mei, domnul Iancu, vă rog. Domnul Bună ziua, mulțumesc frumos, domnul președinte. Sper că mă auziți. Doamnelor, mai bine decât credeți. Da, mulțumesc. Doamnelor, domnilor consilieri județeni, într-adevăr, la finalul fiecărei luni, mai exact în ultima joi în penultima joi din lună, facem această ședință operativă de monitorizare a activității ADI-ului, respectiv a Supercomului. La ultima ședință, într-adevăr, raportul a fost făcut după dorințele și doleanțele consilierilor județeni. Din câte mi-amintesc, un consilier județean din partea USR ne-a transmis acel cap de tabel pe care noi, alături de operatorul desemnat în urma licitației, l-am completat. Deci raportul a fost făcut după dorințele dumneavoastră. Într-adevăr, acolo s-a făcut o eroare la indicatorii de performanță în care Supercomul i-a preluat exact așa cum au fost în caietul de sarcini și au trecut procentele noastre. Acolo trebuie să facă corectura, dar menționăm faptul că acest tabel a fost transmis și foarte târziu, capul de tabel, de către consilierii dumneavoastră. Ni l-au transmis, dacă nu mă înșel, în săptămâna ședinței și abia joi dimineața am reușit și noi să-l completăm. Dar într-adevăr sunt lucruri care nu merg, care trebuie un pic puse la punct, dar sunt și lucruri în care am găsit formula optimă, după cum spunea și domnul președinte. Și legat de site, site-ul este făcut de către cei de la București, de către Supercom București. Așa este pentru fiecare județ. Acum noi am transmis IT-ului lor să dea anumite particularități și să poată să creeze niște scurtături, în sensul în care o persoană a municipiului Cluj sau județul nostru dorește să se debaraseze de un anumit tip de deșeu, să poată căuta pe site unde mi-arunc, de exemplu, construcțiile și demolările sau voluminoase sau așa mai departe. Fiind vorba acum tot de deșeuri, domn președinte și domnilor consilieri județean, vreau să vă aduc și o veste bună, faptul că am început să primim niște bănuți din valorificarea deșeurilor. Aceștia urmează să fie transmiși fiecărui OAT în parte, așadar este vorba despre banii primiți pe valorificarea deșeurilor din lunile octombrie, noiembrie și decembrie. Sunt foarte puțini. În județul nostru vine cam sub un leu pe persoană să fie redus din factură, dar cei mai norocoși sunt cei care au optat pentru taxă. Aici banii vor intra direct în contul primăriilor. Nu am în față aceste solicitări, dar pot să vă spun că undeva la Apahida este în jur de 8.000 de lei, la Florești în jur de 7.000 de lei, la municipiul Cluj-Napoca în jur de 166.000 de lei, ceea ce înseamnă 0,66 de lei per persoană pe lună. Dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc frumos! N-am înțeles, domnul Iancu, numai puțin, că nu scăpați așa ușor. Nu am înțeles care este răspunsul pe care l-ați dat colegilor noastre, punctual. Înțeleg că încep să vină banii respectiv pe care ADI-ul îi întoarce la primării și ne dorim să fie cât mai mult redusă factura și am înțeles în egală măsură că aceste sume sunt mai mari, se simt mai bine acolo unde primarii au optat pentru taxă. Am reținut bine? Bun, deci da. Există și model de bune practici pe care ar putea să le îmbrățișeze și ceilalți sau cealaltă exact. Localități în care nu funcționează sistemul foarte bine. Deci asta este partea cu plus. Dar partea cu minus pe care colegele noastre au ridicat-o aici și care presupune niște întrebări sau cel puțin niște planuri de viitor, cum anume le putem îmbunătăți și hai să luăm punctual, că eu am înțeles ce vreau doamnele, dar care sunt soluțiile pe care le vedeți? Că degeaba, sigur, noi facem ședințe și stăm, dar relația directă cu cine? Cu oamenii pe de-o parte, cu primarii și pe de cealaltă parte cu operatorul, tot la voi este la ADI. Și asta face zilnic, știu, vă tot întâlniți că m-ați nebunit câte întâlniri faceți, dar concret pe cele două probleme pe care doamnele le-au ridicat aici, care este răspunsul?
Păi, în primul rând, vreau să spun doar tehnică. Pixelul, capul de tabel, ne-a fost transmis și nouă destul de târziu. Pixel. Am intrat oarecum în criză de timp. Domnul Iancu, nu are nicio legătură tabelul la grea de comisie. Ce spuneți dumneavoastră? Nu mai faceți. Dumneavoastră reprezentați acum Supercom. Nu reprezentați Supercom. Trebuie să reprezentați Consiliul Județean și celelalte oatele. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, îmi permiteți, domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să reformulez. Vreau să vă răspund. Da, dați-mi voie să spun ce am înțeles eu. Să reformulez ceea ce a spus, ceea ce a spus, da, domnul director. În primul rând, am înțeles așa că acei indicatori de performanță au fost... ne-au transmis ceea ce apărea în, în procesul verbal, în baza căruia... În, obiectivul în egal realizare. Obiectivele, adică 100%. Deci nu ne-au transmis ceea ce au realizat, ci ne-au transmis ceea ce și-au propus. Bun, întrebarea și punctual, deci ceea ce le-am solicitat... Undeva, e o eroare undeva la cineva acolo. E o eroare. Indiferent de capul de tabel sau fără cap de tabel, că cred că e a 10-a oară când cerem indicatorii ăștia de performanță pe anul trecut. Dar la ce vă ajută ăștia dacă sistemul tău nu merge cum ne-am dorit? Da, să ne transmit acești indicatori de performanță punctual la fiecare capitol cât au realizat. 90% din 100% propus, 50%, 20%, 70% cât au pe fiecare categorie. Și asta da? Este problema deci... domnului Iancu de la ADI sau e problema operatorului care păi, face n-au greșite? N-au răspuns întrebărilor pe care le-am pus, domnul președinte. Deci noi le-am cerut indicatorii de performanță și ei ne-au răspuns 100% la toate capitolele, ceea ce știm cu toții că nu e adevărat, nici nu. Domnul Iancu, care e răspunsul aici bun. La această problemă? Domnul președinte, repet... Că acum am reușit să le enervăm pe domnul Iancu. Ia uite. Da, lăsați, deci nu vreau să-mi răspund, a fost o întrebare retorică. Rugămintea mea este până la întâlnirea următoare să ne răspundă la aceste întrebări. Am înțeles că a fost o eroare, ne-au transmis obiectivele, domnul, nu realizările. Bun, și a doua rugăminte pe care o adresez și public în ședință de Consiliul Județean reprezentantului ADI este să nu se mai transforme nici dânsul și nici ADI-ul în avocatul supercomului. Deci să facă distinție între calitatea și responsabilitatea pe care o au, da? Deci dânsii nu sunt avocații firmei Supercom. Și rugămintea mea este să înțeleagă acest lucru și să își asume cu responsabilitate obligațiile pe care le da, au. Da, eu nu-i supăs să-mi imaginez așa ceva. Mulțumesc. Că reprezentanții noștri... Mulțumesc! Gasta, îmi permiteți și mie, pentru că... Dar să răspundă domnul Iancu, după care... Nu, mă pică Cătălin. Okay. Ca să-i răspund, domnule Chiorean, următoarea ședință este în data de 23 mai 2024. Până la data aceasta o să fie corectat acel tabel, o să fie trecut la indicatorii de performanță exact indicele pe care l-au atins până în momentul de față. V-am spus, a fost preluat greșit, au preluat exact din caietul nostru de sarcini, fără să mai modifice acel tabel. Iar în ceea ce privește, da, într-adevăr, să știți că mai multe OAT-uri ne-au acuzat că suntem avocații lor, dar nu este adevărat. Noi suntem liantul între operatorul de salubrizare Supercom și OAT-urile din județ. Când mergem la OAT-urile din județ și prezentăm proiectele noastre și proiectele Supercomului, suntem acuzați că suntem avocații Supercomului. Invers, când mergem la Supercom în curte și prezentăm problemele cu care ne întâlnim în județul nostru, suntem acuzați că suntem avocații OAT-urilor. Noi, asta vă stimulează foarte... Dacă ambele părți vă acuză, vă stimulează din ambele părți. Cel puțin da, pe mine președinte. Așa... Acesta e sentimentul când sunt încolțit din toate părțile, că sunt stimulat din toate părțile. Dar atâta vreau să vă dau un exemplu. Azi vara au venit cu o cerere de modificare de tarif Supercomul de 80%. Din câte mi-amintesc, noi le-am aprobat 10%. Cei de la Supercom s-au este supărat corect. Pe noi că am aprobat doar 10, OAT-urile s-au supărat că de ce am mărit. Noi suntem prinși la mijloc. Dar, într-adevăr, e o provocare. Deci, este adevărat, dumneavoastră va trebui să vă faceți a treaba și atribuțiile conform prevederilor legale și a rolului pentru care este înființat acest ADI. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Da. Dacă ei vor înțelege ambele părți că sunteți cu aceste atribuții prevăzute în statut, atunci totul va fi bine.
Pe de altă parte, există și situații în care sau pe care dumneavoastră nu le puteți rezolva în mod direct, ca ADI. În momentul în care fie de o parte să zic, de fapt unii sau ceilalți din contractul pe care l-au să nu dorească să ajungă la un numitor comun. Dumneavoastră nu sunteți în niciun fel avocatul unora sau altora. Aveți pe statutul asociației acele atribuții. Eu asta vă cer și ne dorim cu toții să le puneți în practică. Eu cred că până acum, cu mici excepții, repet, există nemulțumiri în anumite localități, dar există și lucruri care s-au îmbunătățit consistent, substanțial în anumite orașe. În sensul că primarii au ajuns să fie mulțumiți de raportarea pe care o au și de modul în care se derulează contractul. Mai avem de lucru la tarife, la modul în care se cântăresc și așa mai departe. Veșnica poveste pe care o tot repetăm și care nu e o noutate. În afară de cântăritul ăsta, mă interesează și dacă sunt alte probleme. Eu v-aș ruga să... Acest cântărit trebuie să îl implementeze virtutea contractului și el nu se discută cântăritul. Este o prevedere contractuală. Unii spun că se aplică, alții că nu se aplică, unii că se poate, unii că nu se poate. Nu ar trebui să fie problema ADI-ului, ci ar trebui să fie problema fiecărei părți să-ți respecte contractul. Da, asta e opinia mea, trebuie să ne raportăm la contract. Și colegii noștri din ADI, asta trebuie să facă. Domnul Sălăgean, v-am spus că vă dau cuvântul după ce terminăm. Și terminăm. Păi, atunci e prea târziu, că închidem ședința. Nu o să închidem, domnul Sălăgean, că doar trebuie să vă ascultăm când aveți de spus prostii. Vă ascultăm până diseară. Mulțumesc de apreciere, da. Da, da, era să luați somn, înainte ați ațipit un pic, nu știu ce e cu dumneavoastră. Deci, domnul Pintea, vă rog să răspundeți la colegele noastre, după care îi dăm cuvântul domnului Sălăgean, cât dorește să-l ascultăm. Mai aveți ceva de spus în răspunsul doamnelor, pentru doamnele și nu numai. Domn președinte, eu cred că am răspuns, dar rugămintea mea este să vă limitați la atribuțiile pe care le aveți în statut, să nu ajungeți să fiți considerați apărătorii și avocații unora sau altora. Din dorința dumneavoastră prea mare de a găsi soluții de întotdeauna între părți, ajungeți să fiți acuzați de unii sau de alții. Părerea mea este că trebuie să vă limitați la ce aveți ca atribuții în statut. Și astea să le îndepliniți în raportul direct cu Consiliul Județean, nu, și cu conducerea ADI-ului, care e formată din reprezentanții județului și a primarilor. Și aceste atribuții să vi le duceți la bun sfârșit, așa cum sunt ele în statut. Am înțeles, domnul președinte. Acestea, pentru asta este acest ADI, nu pentru altceva. Da, exact. În mare parte am răspuns. Dacă pentru răspunsurile detaliate ne vom întâlni în data de 23 mai, unde o să răspundem punctual la fiecare întrebare. Și cu raportul corectat. Mulțumesc. Bine, domnul Sălăgean, vă rog. Da. Am vrut să intervin la discuția pe acel raport, pentru că eu m-am ocupat în mod direct de acel raport împreună cu colega mea, Elena Muscă. Și e aici o mică precizare. Într-adevăr, în luna martie am transmis raportul în acea săptămână în care a fost și ședința comisiei. Dar din luna martie a mai fost o ședință a comisiei, în luna aprilie. Și pentru luna aprilie nu știu cum l-am fi putut trimite târziu dacă l-aveau deja din martie. Și când mă refer că îl aveau, eu când am formulat acel cap de tabel cu acel raport, nu m-am gândit nicio clipă că acel tabel va fi completat de către ADI sau că ADI va avea influență. Era un raport, un model de raport destinat a fi completat exclusiv Supercomului, pentru că Supercomul are controlul total al sistemului de sănătate de management al deșeurilor. Și mă așteptam ca ei să-l completeze singur. Pentru că acel raport, practic, a venit în urma faptului că la fiecare ședință a comisiei, Supercomul venea cu dosare cu mii și sute de hârtii pe care nu le aveam înainte. Ori noi, ca să avem o analiză completă asupra situației salubrității din județ, trebuia ca în fiecare ședință să stăm să răsfoim biblorafturi de sute de pagini, să știm ce s-a întâmplat, ce au rezolvat sau ce probleme au întâmplat de la ultima ședință și să le adresăm întrebări, ceea ce era imposibil. Și atunci am zis, bun, un raport ca să fie relevant și să putem să ne formăm o imagine completă asupra sistemului de salubritate, în opinia noastră ar trebui să arate așa. Și atunci așa s-a născut acel model de raportare, succint, cu linie, o pagină, și care ar trebui să fie completat de Supercom.
Exclusiv, tot așa, în opinia mea. Mulțumesc. Dacă îmi permite să-i răspund, domnului consilier, din câte mi-amintez eu, dacă recapitulăm puțin, v-am făcut la un moment dat un raport foarte scurt de vreo pagini și mi-ați spus că este prea scurt. După care am făcut unul de vreo 500 de pagini, ați spus că este prea mare, prea detaliat. Mi-ați dat capul de tabel, ce e de acord, da, în luna martie, chiar înainte de ședință, după care l-am transmis comisiei și am hotărât în urma ședinței de la finalul lunii martie să discutăm tot pe proiectul ăsta. Și atunci noi n-am mai făcut nicio modificare la proiectul ăsta, la raportul ăsta, și a rămas raportul să fie transmis și pentru luna aprilie. Și luna aprilie a fost raportul idem din luna martie, cu greșelile aferente, care vor fi corectate pentru luna mai. Mulțumesc! Deci în aprilie am avut tot un raport greșit ca în martie. Da, exact, pentru că în martie, dacă eu v-am transmis raportul joi dimineață înainte de ședință, mi-ați spus că nu ați apucat să vă uitați pe cel și o să vă uitați în 1 aprilie. Și noi nu am mai făcut absolut nimic la el, urmând să comentăm raportul în 1 aprilie. Ok, repet, ca să fie relevant, eu cred că acel raport ar trebui să fie completat prioritar de către Supercom. Noi pentru ei am transmis raportul. Ei au cifrele, ei știu tot. Și la urmă urmei, de aceea îi chemăm acolo, tocmai ca să ne prezinte rezultatele activităților și să ne prezinte starea sistemului de management a deșeurilor din județ. Atât timp cât ne-ați trimis acest raport, am avut în permanență un om în sediul Supercomului cât s-a lucrat pe el. Nu las să facă Supercomul nimic singur. Tot ce fac vreau să treacă prin noi. Tot ce fac vreau să ne transmită nouă. Și în permanență am avut și noi un om la sediul lor și i-a ajutat să lucreze pe acest raport. Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Dacă poți să intervin. Da, eu cred că lucrurile s-au lămurit în sensul că trebuie domnii de la DI să completeze, să ceară suplimentar date și să răspundă la solicitările dumneavoastră. Cred că e nonsens să mai... că nu are dânsul acum actele, cum se cheamă, informațiile suplimentare, sau dacă le are, o să vi le pună în scris. Nu cred că putem acum rezolva chestiunea cu acele informații greșite sau cu incomplete. Ce vreau să adaug, da, domnule președinte, este doar atât. Vă rog. Doar un singur aspect. ADI-ul are responsabilitatea monitorizării acestor servicii. Dacă ați ascultat cu atenție toate aceste discuții și în timp de un an de zile, practic creiese că nu sunt instrumente foarte clare. Noi, ca și comisie de monitorizare, pentru cum poți să monitorizezi ceva dacă nu te raportezi la niște obiective? Obiectivele cele mai clare sunt cele formulate în anexă la contract. Acesta a fost motivul pentru care noi am venit cu indicatorii de performanță. N-am inventat absolut nimic. Tocmai pentru a ajuta, a venit și sprijinul ADI-ului să aibă un instrument de monitorizare la care să se raporteze în permanență. Atât dorim. Deci am adus și o îmbunătățire și pentru în procesul ADI de monitorizare. Haideți să facem lucrurile cum trebuie și să raportăm ceea ce este, să vedem unde sunt probleme ca să le rezolvăm punctual. Asta am cerut de fiecare dată. Nu suntem poliție, nu vrem să pedepsim pe cineva, vrem servicii de calitate. Și aceasta este abordarea pe care am propus-o. Avem indicatorii de performanță, haideți să îi raportăm așa cum este, să ne uităm în oglindă, să vedem ce funcționează, ce nu funcționează, unde avem modele de bune practici, să le luăm și să rezolvăm odată aceste probleme. Pentru că nu este normal să treacă luni, trec ani și noi tot acolo suntem și ne vârtim în jurul cozii. Despre asta este vorba, nimic altceva. Mulțumesc tare mult! De acord cu dumneavoastră, să monitorizăm exact, să urmărească și colegii noștri exact ce e în contract și ce e în anexă. Și cred că și pentru ei ar fi mai ușor și n-ar mai fi, mutați de la unul la alții cu acuze de tot felul. Cred că dacă s-ar limita strict la asta și ar face numai ce scrie acolo, ar fi de bun augur pentru toată lumea. Eu îmi doresc cât mai repede să ajungem la un numitor comun și să rezolvăm problema și ne vom implica mai mult și noi din executiv pentru a găsi formula optimă.
dacă se dorește continuarea, bine, dacă nu, să lase pe alții să vină să facă serviciile mai de calitate și așa mai departe. Până la urmă, nu vreau ca vreunul dintre dumneavoastră să fie acuzați că are interes de un anumit tip sau de alt tip. Fiecare parte să fie, colegii noștri își fac datoria, sunt convins că se zbat și muncesc mult, sunt prinși într-un contract pe care, sigur, fiecare îl interpretează în felul lui, ba că nu se poate în felul ăsta, nu se poate în celălalt, dar în afară de a se ghida după contract și anexe, n-avem ce face. Dacă se dorește încetarea contractului și nu se poate să fie pus în practică, nicio problemă, o luăm de la capăt. Dar ne asumăm o nouă licitație și cu noi termene. Până la urmă, nu suntem ținuți de un contract cu un agent economic dacă, să spunem, contractul în sine e păgubitor pentru unii sau pentru alții. Doar că atunci trebuie să ne asumăm cu toții exact care e calea de urmat. Cum am stat atâția ani și ne-am judecat și cu licitații, dacă considerăm că această cale, și ajungând aici, nu este mulțumitor pentru comunitățile noastre și, să spunem, contractul ar aduce prejudiciu în buzunarul clujanului, atunci ne ducem pe altă cale. Simplu. Doar că trebuie să ne asumăm aceste riscuri atunci când o luăm de la capăt și să decidem în cunoștință de cauză cu toții. Domnul Iancu, vă rog să mai din ce se spune aici, dacă s-au îndreptat acele erori și ceea ce am mai cerut colegii noștri, vă rog să le comunicați și colegilor din comisie. Da, domnul președinte, până la data următoarei ședințe de la finalul lunii mai o să îndreptăm acele erori. Este vorba despre acea coloană cu indicatorii de performanță, cum am mai spus, preluată exact din caietul de sarcini și nemodificată cerințelor actuale. Da, o să știți că eu am mare încredere în dumneavoastră și în colegii din ADI și sunt convins, dincolo de tot ce se spune despre unii sau despre alții sau despre dumneavoastră, nu personal, despre dumneavoastră angajații ADI-ului, sunt convins că vă faceți treaba și apărați interesul ADI-ului și al celor care au constituit ADI-ul, adică pe Consiliul Județean și primăriile care sunt implicate în acest ADI. N-am niciun dubiu cu privire la buna noastră credință. În egală măsură sunt conștient că există probleme care încă nu sunt lămurite și care trebuie reglate, dar acestea pot fi avea ca și cauză chiar contractul încheiat și anexa făcută și așa mai departe. Dar din punct de vedere al bunei noastre credințe a echipei de la ADI, n-am niciun dubiu că nu doriți rezolvarea bună și în condiții optime față de cetățenii acestui județ a problemei. De aceea vă susțin și cred că putem avansa și putem mai îndrepta din aceste lucruri, iar încrederea mea în dumneavoastră este totală, pentru că știu și vă cunosc pe cei care lucrați acolo, știu că nu aveți alt interes decât să ajungem la o relație cât mai bună în interesul oamenilor din acest județ. Domnule președinte, aș vrea să fac o singură remarcă. Deci nu se pune problema neîncrederii. Eu personal am încredere în echipa de la ADI. Aici este o problemă, în primul rând, de comunicare. Deci atâta timp cât Supercom nu le poate comunica, în primul rând, reprezentanților ADI, cât și-au îndeplinit din obligațiile asumate prin contract. După un an și de zile, când ei trebuiau la sfârșitul anului să-și facă un bilanț, nu? Aici e o mare problemă, înseamnă în primul rând de comunicare. Nu au fost capabili să ne transmită cât au îndeplinit din acei indicatori de performanță. Nu se pune problema în acest moment să solicite cineva rezilierea contractului sau să-și dorească cineva să o luăm de la capăt. Dar în același timp noi avem o responsabilitate, aceea de a monitoriza modul în care își îndeplinesc aceste obligații asumate prin contractor, atâta timp cât nici ADI, nici noi ca în calitate comisie, nici dumneavoastră nu aveți aceste raportări după un an. Și înseamnă că e o problemă majoră acolo. În primul rând, eu cred că e o problemă de comunicare sau pur și simplu toate solicitările care vin dinspre noi și dinspre ADI înspre Supercom nu sunt luate în serios. Da, de acord, se poate să fie și asta, într-adevăr. Doamna consilier județean, avem toate informațiile pe care le-am solicitat Supercomului noi ca și ADI, ni le-au pus la dispoziție. Doar repet, o informație pe care ați cerut-o dumneavoastră a fost transmisă eronat. De fapt, nu o informație. Un
o coloană dintr-un tabel a fost transmisă eronat. Atât. Noi avem, conform caietului de sarcini, și în Supercom noi fac raportări lunare, trimestriale, anuale, le avem toate la dispoziție, suntem la zi cu toate. Atunci, în condițiile acestea, eu vă propun să oprim aici discuția. Dacă dumneavoastră nu ați fost capabil să ne le transmiteți nouă mai departe, atunci problema e la dumneavoastră în curte, la ADI. Deci dacă Supercomul v-a transmis aceste raportări și noastră n-ați fost capabil în atâtea luni de zile să ne le puneți și nouă la dispoziție, erau niște întrebări foarte simple. Cât și-au îndeplinit din obligațiile asumate prin contract? Nu e vorba de un cap de tabel, nu e vorba de... Până la urmă, întrebările acestea sunt întrebările pe care vi le pun cetățenii județului Cluj. Și dumneavoastră sunteți obligați să le răspundeți. Dacă ați primit aceste raportări de la Supercom și nu sunteți capabili să le transmiteți mai departe către comisie și către cetățenii județului Cluj, înseamnă că dumneavoastră aveți o mare problemă. Și eu vă propun să o continuăm într-o discuție privată în cadrul comisiei. Mulțumesc, ca să nu intru în alte detalii. Asta vreau să zic, au fost transmise eronat. Ultima coloană a fost transmisă eronat și noi am transmis exact ceea ce ne-ați cerut dumneavoastră. Colegi, nu cred că acea coloană, dintre toate raportările, acea coloană este singura chestiune care trebuie discutată și care nu este în regulă. Ok, am înțeles că o coloană are niște cifre trecute eronat, dar e vorba de restul și de mecanismul în sine, nu doar strict de această coloană. De aceea nu cred că trebuie să ne raportăm strict numai la această problemă. Dar cred că propunerea colegiei noastre de a discuta în comisie și de a lămuri toate acestea, cred că e mai bună și de aceea și eu susțin să avem aceste discuții în comisie și dacă va fi nevoie să fiu prezent și eu, voi participa dacă credeți că ajută într-un fel sau altul. Vă rugăm și inclusiv cu discuția de a solicita și o ședință a ADI-ului cu concluziile noastre. Da, și cu primarii prezenți, cu toți. Putem face o ședință online în care să îi chemăm, că noi oricum avem ședințe în acest sistem cu toți primarii din județ și ar fi foarte ușor și rapid de organizat o astfel de ședință. Cum să nu? Cu toată deschiderea putem face asta. În regulă, mulțumesc. Și dumneavoastră puteți fi toți pe fir în această ședință, toți consilierii, și atunci putem fi de față cu toții și dezbatem exact toate aceste probleme. Dacă mai sunt alte intervenții la punctul diverse... Dacă nu mai sunt, atunci, stimate colegi, stimați colegi, vă mulțumesc pentru participarea la această ședință. Vă doresc sărbători fericite, să fiți sănătoși, să ne revedem cu bine în luna următoare. De asemenea, pentru că e final de... Da. Nu s-a auzit? Am auzit ceva. În fine. Credeam că mi s-a întrerupt convorbirea. Până în luna mai, când o să ne revedem în ședința ordinară, vă doresc să fiți sănătoși, sărbători fericite și tot binele din lume. Dacă va fi nevoie de o ședință extraordinară, o să încercăm să o facem în zilele lucrătoare din luna mai, pentru că avem aceste zile libere și nu putem în aceste zile să facem o ședință eventuală, dar dacă va fi nevoie, vom vedea cum ne organizăm. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc pentru participare, sărbători fericite și să ne vedem sănătoși. Sărbători fericite tuturor! Sărbători fericite! Sărbători fericite! Sărbători fericite! Foarte fericite! Thank you.